Bună dimineața, dragii mei, dintr-o zi minunată de duminică. Este 22 mai și mă uit acolo că am schimbat data pentru că tocmai am făcut o cafea și mă duc puțin afară să beau cafea cu soțul meu. Micuța mea este la bunici pentru că lucrez schimbul 2 și ies destul de târziu, așa că nu mă mai duc seara să o iau. Mă trezesc dimineața, strâng rapid prin casă și mă duc să stau cu ea. Și astăzi, bineînțeles că am Bineînțeles, m-am gândit că este o zi bună să dăm startul unui nou daily vlog și să vă arăt ce am luat ieri de la Lidl aseară, câteva chestii pentru că sunt la ofertă. Și am luat în primul rând o pungă mare de șervețele universale, să zicem așa. Ce mi-a plăcut, vedeți aici că scrie sus 4x80 multi-surface wipes plus dispenser box. De asta, de fapt, am luat pentru cutia cu dispenser și o să vă și arăt eu imediat. Și am mai luat afine, care sunt cutia, apropo, ăsta așa, a costat 23 de lei și 45 de bani, cam așa. Apoi am luat afine, dar am luat vreo 3, nu 2, 3. Pentru că am dat una de nume și sunt la ofertă acum. Dacă de regulă sunt 11,99 lei, la Super Weekend sunt 6,99 lei, așa că am luat pentru mine, pentru soțul meu și pentru Adela. Adelei îi plac tare, tare mult, așa că am zis că e potrivit să iau și ei și mă duc aici pentru că vreau să vă mai arăt ceva. Am mai luat chestia asta, un Omo XXL pentru 100 de spălări. Oi, mi-am pus să ridic. Așa, la 49,99 lei, la fel la Super Weekend. N-am mai folosit de foarte mult timp genul ăsta de detergent, dar obișnuiam să-l folosesc doar pe acesta o perioadă și am mai luat ceva despre care v-am zis, dar nu-mi cumpărasem încă. Și anume, hârtie igienică XXL. Sunt 16 role și costă 17 lei. Cred că v-am zis de ea oricum, doar că nu și cumpărasem. Bun, astăzi lucrez schimbul 2, așa că în curând merg la muncă, dar am zis să dăm drumul acestui daily vlog săptămânal, să vă arăt câteva chestii pe care le-am cumpărat. Trebuie să și desfac, să vă arăt aici. Haideți să facem așa. Vă pun aici. Îl dau eu mai în spate. Da. Așa. Haideți să desfac asta. Să vă arăt dispenserul. Practic, mai mult de asta am luat. Mi s-a pus că e un preț foarte bun, că bă, atât cum costă punga. Și că nu e 5 lei punga, deci am practic 4-5 la 23 de lei 45. Dar am dispenserul, care arată cam așa. Și dați să vedem cum. A, deci e bine. Efectiv, apăsăm și se deschide și pe aici or să vină șervețelele și deschidem cutia așa. Iată. Șervețelele toate sunt albastre. Eu o să-l și încep. Acum stau și mă gândesc că pun dispensul, dar oare dacă scot ăsta de tot o să mai nu știu să usuce șervețelele. Asta scurea asta. O să vă țin la curent. Atât. Și pune o rețetă. Să scot unul pe aici. Bine, să vedem noi. Asta mi-a pasat la bucătărie. Am dat la închid capacul, deci cam așa. Să pun asta aici și închidem. Capacul se închide foarte ușor. Cam așa. Asta o să-și facă dacă aici la bucătărie. Nu avem încă trei pachetele de șervețele. Da. Atât am luat. Nu am cumpărat mai lucru, dar vreau să vă arăt în special pentru dispensul de șervețele, care mi se pare super util. Și pentru detergentul Omo, pe care, da, nu o să-l mai găsiți, cred că în magazine, când o să vedeți voi acest daily vlog, dar dacă, să zicem, ați mai folosit și vă interesează, puteți să mă urmăriți o perioadă pentru că ele se mai repetă, dar să știți că apare din când în când la Lidl. Noi ne vedem imediat, mă duc să îmi beau cafeluța, este cald frumos afară, am deschis geamurile de toată casa.
Și v-am rămas datoare să vă arăt o floare. Acum merg să vă arăt. Una am dat-o deja, pentru că era fost Constantin și Elena, apropo, ieri, da, ieri, sâmbătă, 21 mai, a fost Constantin și Elena. La mulți ani, Constantin și Elene, dacă sunteți pe canalul meu. Și haideți să vă arăt floricica. Una am dat-o, v-am zis, pentru că era pentru soacra mea, ea este Elena. Și una o am pentru mami meu. Ați văzut cum o iau, să vă arăt frumos. Asta este floricica. Ia, uitați cât de frumoasă. Mi se pare superbă. Și e cumva râs pentru că e oarecum o tradiție să dau o astfel de floare soacrei mele, pentru că acum 3 ani am găsit prima dată această floare la Lidl în perioada aceasta de Constantin și Elena și am luat-o. Iar în anul următor, știu că zicea ea că ar mai vrea una, pentru că foarte frumos a crescut și s-a menținut, floricica și a reînflorit și s-a apropiat apoi Constantin și Elena și am intrat întâmplător în Lidl și era iar această floare, așa că, ghice, i-am cumpărat-o și știam de acum că apare în fiecare an la Constantin și Elena. Și să vă arăt și pe a mea, că am și eu una. Ia cât e de înflorită. Cumpărată anul trecut, deci da, merită. Bun, ne vedem puțintel mai încolo noi. Bună din nou, dragilor, și astăzi este 25 mai și suntem la ora de gătit, cum s-ar spune. Iar aici avem, să văd să nu mi-ardă pe aici ceva, da, avem o fripturică, dar mai întâi aici trebuie frumos să amestec și rapid să amestec puțin. Ah, nu, e ok. Aici am niște ciocărtițe pentru un pilaf pe care vreau așa să le călesc cu puțintelul ulei, am spus. O să vă arăt și ce orez folosesc. Acolo avem ficăței, caut imediat capacul. Iar aici am pregătit cuptorul de mai jos pentru această frumoasă fripturică cu cartofiori. Și asta o băgăm la cuptor pentru o oră, o oră jumătate. Acum caut capacul pentru ficăței și vin și vă arăt și orezul pe care vreau să-l folosesc, dar vreau să vă arăt friptura pentru că deja trebuie băgată la cuptor. Am pus capăcelul aici, mai stă puțin și o să folosim orezul ăsta, care chiar e așa cu ciupercuțe și ceva verdeață. Eu am pus doar ciuperci. Vi l-am mai arătat că l-am luat de la săptămâna italiană de la Lidl și arată cam apa. Așa. Adică bine de tot. Și o să punem peste ciupercuțe, după ce le-am călit bine, bine, așa cum vreau eu, le mai lăsăm puțin. O să punem, să închid un pic pota. Peste ciupercuțe o să punem un pic de apă, un pic mai multă apă, respectiv 3 căni, cred, și o să punem, cred că o să pun totuși orezul întâi să-l călesc, da, sigur, pentru că am destul de mult ulei acolo. O să pun orezul un pic să-l călesc și apoi o să pun apă, da, sigur, asta fac, dar pun un pic de ulei de măsline. Cam asta și revenim mai târziu cu rezultatul final, eventual, vedem dacă mai e timp. Am zis totuși să revin să vă arăt. Ia, uitați ce fain arată orezul. Am pus și un pic de ulei de măsline. Lăs un pic să trag așa uleiul să se călească și orezul. După care adăugăm cam 2 căni de apă peste. Dacă mai trebuie să nu fie prea uscat, o să mai pun o a treia. Sare am pus deja la călit cipercuțele. Deci da, o să fie bun bunuț. Am și un pitic aici. Bună! Bună, dragilor, să mă și vedeți. Astăzi este tot 5 mai, 5 mai. Nu știu de ce mă gândeam la 5 mai. 25 mai este astăzi. Și v-am arătat ce gătesc. Am pus la pilaf și apă. Am pus 3 căni, apropo. Iar în ficăție, apropo, când v-am zis, am pus puțin apă și puțin vin alb, pentru că așa fac eu, și sare, bineînțeles. Acum aștept să se facă și o să vă arăt la urmă cum arată frumos pe farfurie. Micuța e aici lângă mine. Încă e cu nasul micuța și tot îmi dă să-i dau câte ceva. Ăsta vrei? Da? Hai să iau și o linguriță să hrănești și micuța între timp. Trebuie să ajungă și DPD-ul și vreau să vă zic că... Da, mam, 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 mam. Ia să vedem noi cum păpăm. Trebuie să vină și firma de curierat care îmi aduce un colețel pe care abia aștept să vi-l arăt. Hai la mama! Adela! Adeluța! Apoi la mic, da să ți-l dau, vrei sau nu vrei? Haideți, domnul Caliu, vă rog frumos! Haideți să dăm o rând de aplauze! Da.
Am plasat acum aproape două săptămâni o comandă pe Shein sau pe Shein, ceva mai micuță decât prima dată și trebuia să sosească. Chiar mă gândeam aseară, zic oare cât am, o săptămână sau două de când am dat comanda. Cred că am chiar două săptămâni astăzi sau nu astăzi, probabil joi sau vineri. Astăzi fiind miercuri și tocmai m-a sunat de pe Deu că a venit. Și apropo de topogan, știți că v-am arătat eu într-un daily vlog la un moment dat un topogan pe care îl cumpărasem din Lidl, doar că ce nu am observat eu este că acel topogan nu avea în partea din spate unde sunt scările mânere de care se țină fata să se poată urca pe scări și panta fiind de doar 1,59 m, era destul de abruptă. Așa că, hei, l-am vândut pe acela și era practic nou. Și credeți-mă că l-am pus pe marketplace, cerința a fost foarte mare. Și m-am mai pus eu câțiva bănuți și am luat unul cu o pantă mai lungă, de 1,89 m, de la L'Oreal, ce văzusem la prietena mea. Ea nu l-a luat de la L'Oreal, dar ea era cu panta de 1,89 m, așa că am luat și eu la fel. Și pe el am dat 230 de lei, dar să știți că este la ofertă pe L'Oreal, topoganul de la 250 la 230, acesta pe care l-am achiziționat eu și o să vi-l arăt un pic mai târziu. Și nu îți dau ăsta. Și de la 270 sau 280 la 250, cel pe roz. Aceeași mărime, aceeași dimensiune, aceleași caracteristici, cu excepția culorii. Minca, nu te urci aici. Știam asta deja. Hai, mă. Yummy. Da, e bun. Avem treabă. Cred că o să opresc clipul aici, să dau la asta mică să pape, pentru că oricum stătea mai bine aici, din punct de vedere al luminii, dar pentru că s-a urcat micuța pe masă, am mutat. Am capul ăsta minunat pentru că m-am spălat pe cap și m-am mușcat rapid cu pionul cu capul în jos. Asta mică papă, papă. Da, dacă tot vorbim așa între timp când ne dau eu ghi să mănânce. Deci v-am zis despre Shein, v-am zis pe topoganul, de găsit la ofertă pe L'Oreal. Și o să vă arăt câteva cumpărături din Lidl, mai mult alimentare, doar două articole vestimentare, restul sunt cumpărături alimentare, dar vreau să vă le arăt pentru că sunt lucruri pe care le găsiți de regulă prin Lidl sau unele dintre ele doar la ofertă, dar dacă vă interesează, s-ar putea să le mai găsiți în unele, le mai găsiți în unele dintre magazine. Așa că, haideți să dăm drumul la trebușoară. Ce zici? Punem pe pauză, termin dat papică la pitic și după vă arăt cumpărăturile și vă arăt și topoganul pe care încă nu l-am montat, dar cred că o să vă, cel mai bine o să vă și pe cineva o poză sau atunci când vi-l arăt, vedem cum facem. Dacă v-am atras deja poză, nu mai filmez să vi-l arăt afară, pentru că oricum nu este încă montat. A venit ieri și nu am apucat să-l montez, pentru că a venit și eu atunci am plecat de acasă. Bun, haideți să încep cu produsele alimentare. Nu mai țin puțin în substanță. Și a... Da, mama? Am luat în primul rând un rap cu piept de pui, așa, ăsta îl găsiți întotdeauna la Lidl, este în sortiment, este foarte bun dacă, nu știu, ca un fel de mini shawarma, ceva de genul, pentru că e, dar este la frigider, găsiți în zona de refrigerate, rap cu piept de pui, cred că este și cu vită oare, nu, e doar cu piept de pui, dar are și puțină salată, castraveți, are și sos, este foarte bun, e vă 5,49 lei și dacă e de o mâncare rapidă, îl puteți și încălzi, ceea ce am eu de când să fac astăzi, că l-am cumpărat ieri. Apoi am luat niște cotoșcizi pentru micuța mea, am luat două, unul l-am desfăcut dimineața, dar nu a prea mâncat. Și s-au scumpit puțin, cât că erau înainte vreo 3 lei și ceva, așa cum am văzut că e 4 lei și... Da, 4 lei 99 parcă am dat pe una. Asta am luat pentru fetiță, vai de mine! Apoi ori mâncăm, ori nu mâncăm. Ei, nu mâncăm sau ce înseamnă asta? Na. Da, și am mai luat, asta la fel, șuncă de curcan am luat, o 87% carne de la Peacock, la fel o găsiți în sortiment, este la 100 de grame, kilogramul e 29 de lei și 90 de bani,
iar bucățica asta, care am luat-o eu, are 385 de grame și costă 11,51 lei de bănuți. La fel o găsiți în sortiment la gama, din gama Peacock, cotă și cizuie din gama Milvona. Este preferatul meu, sincer, decât cumva peruțe de brânză sau brânză cu smântână, dar dintre făgăraș și altele, ăsta este preferatul meu. Asta mică vrea musai la mine în brațe, ca să știți că de asta facem mofturi aici. Oh, găsuța! Da, ia ca așa. Da, poți să iei ăla. Și a mai luat, să ce, da, la o, tot de la refrigerat, haide, dacă suntem la refrigerate, am luat un humus clasic cu semințe de susan. Acesta este de la săptămâna XXL, pe ăsta am dat tot vreo 5 lei, nu mai am bonul din păcate, dacă îl găsesc vă pun prețurile, știu că l-aveam pe aici, pe undeva, asta să văd. Cred că l-am totuși. Da, este bonul, este bun. Deci, brânzica proaspătă 4,49 lei, nu 4,99, dar oricum destul de scumpică. Humusul a fost 5,99 lei, este XXL, mai era și cu chili, dar spate mănâncă și soțul meu. Mie îmi place humusul, nu știu el, nu prea e la dreptul mâncărilor ăstora care nu sunt chiar românești, ca să zicem așa. Și da, ăsta este cel XXL. A fost în promoție XXL, dar mai era la magazinul la care lucrez eu, așa că este foarte probabil să-l găsiți și în alte magazine, pentru că oferta e de XXL, a fost de săptămâna cealaltă luni. Deci de o săptămână, de 2 săptămâni, cum o să vedeți în clipul acesta. Apoi, da, dă să te ajut mama. Da. Și s-a bucurat de Stai, viață ca să poftim. vă spun ce aici aplic și a fost unul săptămâna un pic. extraordinar și nu se mai poate. Bun, a venit curierul, pachetul de la Shein, pe care o să-l primești și o să vedeți cel mai sigur luni. Acum am închis la picăței pentru că sunt gata. Așa să-mi facă și pilaful și pipirica și între timp să vă mai arăt restul produselor, că am rămas datoare, nu? Ce nu vă arătasem este această tobă de curcan de la săptămâna românească, de la camara noastră. O găsiți doar atunci când avem promoția săptămâna românească, așa se numește, sau când avem săptămâna românească, așa cum ți-a trebuit să la XXL. Mi-a fost mie poftă, sincer, pentru că cred că mi-a și foamea seară. Tobă de curcan în membrană naturală, fără soia, fără gluten, fără monoglutamat adăugat. Etichetă curată, zic ei aici, și este produs fiert și afumat, am dat în vid, 80% carne de curcan, apă, gelatină și costă așa, 36,90 lei per kilogram, iar eu am dat pe bucățica asta care are 484 de grame, 15,65 lei de bănuți. Nu am gustat-o încă, dar sunt curioasă și la fel și de șunculița asta, care am mai mult pentru micuță, sinceră să fiu. Dar trebuie să vedem și câtă sare are. Destul de multă pentru că este al treilea ingredient pe ambalaj, vedem. Bun, tot de la refrigerate și tot de la săptămâna românească, apropo, am luat două produse pe care nu le-am mai văzut până acum, de la Olympus ceai de ceai, ceai se cheamă. Așa arată unul, ceai de munte, mentă e ăsta. Și de la mama asta și al pe ăsta. Și ceai de munte lămâie e celălalt. Foarte fain și ambalajul, de altfel cred că o să păstrez sticluțele. Fără cafeină, infuzie de plante scrie aici și are 500 de mililitri și a fost vreo 5 lei și ceva unul. Am luat pe ba, 4 lei, 4 lei și 9 bănuți a fost. Și haideți să-l degustăm pe ăsta de lămâie. Ceai doar din ingrediente naturale, capac cu dublă sigilare, scrie aici. Bun, haideți să vedem. A, e cu gură mare, așa. Chiar e ceai. E ceai, ceai, dar rostul care are zahăr, pare destul de dulcic. E de asta, fete, și mănâncă asta. Infuzie de plante, apă pățaieriene, suc concentrat de struguri, suc concentrat de mere, are ăsta de mentă, iar ăsta de lămâie pe care am gustat eu, mai are suc concentrat de mere, struguri la fel și aromă de lămâie. Valabil până la 20 a 7-a. Da, cu siguranță le voi bea zilele astea. Practic l-a luat una pentru mine și una pentru soțul meu, dar el n-a luat niciuna dimineață cu el, așa că o să-i dau mâine.
să ia la el. Și am mai un produs la reducere, pentru că dacă nu știți, în afara acelor produse care expiră peste câteva zile, pe care Lidl le bagă la reducere, mai bagă la reducere din promoție, din produsele ce sunt la promoție. De exemplu, săptămâna italiană, românească, XXL și așa mai departe, atunci când rămân 2-3 bucățele, pentru că nu le mai putem prezenta frumos și atractiv la raft, atunci le băgăm la reducere. Și avem, aici am avut aseară două bărcânele de Gogo Shark, cred că să știa, Olympia Gourmet Ardei sunt, Ardei Capia Copt. Aici îmi scrie. Și borcanelul în mod normal costă 7,49 lei, iar eu am dat pe el vreo 5 lei și ceva, nu se mai vede pentru că s-a rupt eticheta aici. Dar practic, dacă vedeți bulina asta, înseamnă că este cu 30% reducere. E o adevărată aventură să filmăm astăzi. Să văd unde vă mai mult. Iată aici. Deci când vedeți eticheta portocalie, este cu reducere, iar dacă este la raftul unde găsiți promoțiile de regulă, este pentru că sunt ultimile bucăți. Deci da. Și zic că 5 lei și ceva merită ardei ăștia capia copți, gata copți, ca să zicem așa. Bun, astea sunt cumpărăturile alimentare și am două produse nealimentare, dacă m-ar lăsa asta mică să le filmez, ar fi perfect. Sunt două produse vestimentare și astăzi dimineața când le-am probat, am și filmat. Bun, am revenit, i-am pus puține rețele la micuță să pot și eu să vă arăt ultimele produse și mă gândeam că aș fi filmat astăzi și clipul și in, dar nu știu, pentru că sunt prea curioasă de ce este acolo. Haideți totuși să o luăm într-o ordine și să termin cu produsele pe care vreau să vi le arăt. Am luat două articole vestimentare la un preț destul de bunicel, cred că am prețurile aici. Da. În primul rând am o bustieră din aceasta sport, așa arată ea. Și în spate este în mărimea M pentru mine și a fost 30 de lei. Eu le-am probat deja așa cum vă și ziceam și o să vă inserez pe aici puțin filmarea. O să vorbesc așa un pic ca să poată să ruleze filmarea, pentru că v-am arătat cum arată din față, cum arată din spate și vă arăt la un moment dat chiar că are un buzunărel pantalonul. Asta vă arăt acolo, în cazul în care nu vă dați seama, are un mic buzunărel, deci puteți să puneți un bănuț. Telefonul nu cred că intră acolo, nu am încercat, dar cu siguranță un bănuț o cheie intră. Dar se așează foarte bine, îmi place mult că are întăritură aici în interior, ceea ce este foarte bine. Și pe bustiera am dat 29,99, iar pantalonii care sunt exact aceeași culoare, cam așa arată, cu bata asta așa, și aici vă arăt și în filmare care un buzunăraș. Deci e destul de micuț, un bănuț ok, vă încape. Pantalonul este în mărimea S. Mi-am luat eu bustiera mai micuță, mai mare un pic, pentru că vreau să mă simt lejer, nu vreau să fie prea strânsă. Iar pe pantaloni am dat doar 34,99, deci practic doar cu 5 lei mai mult decât pe bustieră. Erau ultimele în culoarea aceasta, dar să știți că mai găsiți la Lidl în multe alte culori. Cred că mai erau negri, cu... corai sau ceva de genul acesta, și bustierele diferite mărimi, cu fermoară în față, diferite modele, ca să zicem așa. Cam astea sunt toate cumpărăturile pe care le-am făcut zilele acestea, nu foarte multe. Am mai luat, v-am arătat deja detergentul, cred, cu siguranță vi l-am arătat. Da, asta e ce vreau să vă arăt astăzi. Este deja miercuri, așa că cel mai sigur mâine încheiem acest daily vlog, ca astfel încât să am timp să postez la timp vineri. Luni, din păcate, clipul a apărut foarte târziu, apropo de asta, lunea trecută. Asta pentru că l-am salvat, l-am încărcat, dar nu mi-am dat seama că l-am pus pe privat. Și seara când am ajuns acasă și am văzut zero vizionări, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că n-avea cum. Și când am intrat la setări, am văzut că era pus pe privat, deci nu puteați să-l vedeți. Așa că îmi cer scuze că nu a apărut clipul la timp, adică la ora 4. Eram convinsă că apare la ora 4 pentru că l-am încărcat. Am crezut că l-am și programat, nu știu cum am reușit să fac, pentru că de obicei le încarc și le programez pentru ora care trebuie. Nu aștept să le încarc în ziua respectivă, pentru că de cele mai multe ori mai apar probleme și nu reușesc să le încarc la timp dacă nu le programez înainte. Așa că o să fiu mult, mult mai atentă și îmi cer scuze încă o dată. Nu a fost că nu m-am ținut, nu vreau să mă țin de cuvânt sau că n-am avut timp să filmez. Era filmat clipul, era pregătit, doar că am avut acolo o mică problemă la setări, din păcate.
Da, asta este pentru astăzi. Eu mă duc la servici în schimbul 2. Mai am astăzi, mâine și poi mâine. Așa că sper să reușesc să filmez comanda de la Shein. A fost o comandă la fel plătită cu PayPal, dar mai multe vă zic în clipul respectiv. Sunt așa de curioasă de produse și nu o să desfac pachetul pentru că vreau să fie o reacție la cald și să fie o reacție pe care o vedeți și voi. Am crezut că am închis acolo și văd că n-am închis. Am crezut că am închis aragazul la pilaf, dar nu era închis, dar nu e problemă pentru că oricum mai completați în puțin apă pentru că mi s-a părut că este cam uscat. Da, asta este ce am să vă arăt astăzi, v-am spus și despre comandă, o să vă atașez, așa cum v-am zis, filmarea cu cele două produse vestimentare, probabil deja ați văzut-o oricum, și topoganul o să vă atașez cel mai probabil o poză de pe Noriel, să vedeți exact despre care este vorba în cazul în care aveți și voi pitici micuți și vă interesează și vreți să achiziționați un astfel de produs. Bun, dragii mei, noi ne vedem cu siguranță mâine să încheiem acest vlog și planul meu este ca mâine în încheiere să testăm împreună cele câteva produse de la Avon, respectiv eyelinerul, rimelul, aia două și cel de sprâncene. Sper de suflet să reușim să facem asta, adică să mă lase micuța și dacă nu, pur și simplu o să intru să ne luăm la revedere și să vă mai povestesc dacă a mai apărut câte ceva între timp. Momentan cam asta este. Bun, vă pup și ne vedem îndată. Bună dimineața dintr-o zi de fine, 27 mai. Acum mi-am dat seama că eu de fapt nu am schimbat data în acea chestie unde pun eu data la bucătărie de lemn, dacă știți despre ce vorbesc. E o chestie de lemn unde poți să pui data și luna să știi în ce zi ești, dar de asta mă gândeam eu, mă simt 26, pentru că asta data am pus-o eu azi, acolo era 25, dar de fapt ieri nu am actualizat-o. Astăzi vă întâmpin de la o cafea, este în jurul de ora 9. Eu m-am trezit prima dată pe la 7 și un pic, dar am mai tras așa mâța de coadă să mai stau puțin în pat, cu toate că asta mica mea era deja trează, că de fapt ea m-a trezit. Este ultima zi din șirul celor 10 zile de muncă și mă bucur, sincer, că se simte o puțin oboseala. Pentru că am avut chiar zile în care, cu toate că am ajuns acasă în jurul orei 12 noaptea, m-am trezit a doua zi la 6 sau 6 fără 5, mă rog, tot 6. Dar ieri și astăzi am dormit ceva mai mult. Cred că s-a resimțit oboseala atâtor zile. Noroc că sunt de după amiază, pentru că de dimineață mă trezesc în jurul orei 4:30 dimineață ca să fiu sigur că ajung la timp și să mă și pregătesc un pic, să nu plec chiar așa oricum la muncă. Vă spuneam eu miercuri când am filmat ultima dată că ne vedem fie joi, fie vineri pentru încheierea acestui vlog, așa că cu mici update-uri, să zicem așa, o să ne luăm la revedere. Nu știu dacă v-am zis, dar cred că v-am zis cu siguranță miercuri că a venit comanda de pe Shein. O să vedeți clipul cu produsele pe care le-am luat luni. Am și purtat din ele deja și sunt foarte, foarte încântată de comanda de tura aceasta, cu excepția câtorva mici lucruri pe care o să le vedeți acolo în clip. Și noi o să ne pregătim de un nou daily vlog, bineînțeles, pentru că aș vrea să filmez peste weekend. Sunt liberă weekendul acesta, vreau să montez topoganul fetei. I-am pus deoparte să-i cumpăr o măsuță cu două scăunele de la Lidl. I-am pus deoparte. I-am pus ieri pentru că nu aveam bani la mine să-i cumpăr astăzi, să iau astăzi o măsuță cu două scăunele. Foarte, foarte frumoasă. O să vă arăt și pe aceea în daily vlogul următor, cel mai sigur. Micuța e cu mine, tratez de dimineață și-a luat siropelele, am făcut rutina noastră de dimineață, eu încă nu mi-am făcut-o pe a mea și urmează să, după ce îmi beau și capeluța, să strâng puțin prin casă, să calc, am o mașină de spălat de rufe de întins pe care am pus-o la spălat ieri ziua, înainte să plec la muncă. Și astăzi micuța merge la soacra mea, da, iubita, haide! Așa că în jurul de 10:30 mă duc în oraș să o iau pe soacra mea împreună cu micuța și o să meargă la țară la bunici. Da, hopa, ușor, ușor, că îmi dai cafeaua jos. Ai, bună ziua. Da, bună ziua. Ține acolo. Da, micuța a căzut la năsucă, ce are? A alergat cu scopitoarea prin curte și s-a împiedicat. Dar nu a plâns. În schimb s-a lovit puțin, din păcate, micuța mea.
Da, cine e acolo mic la mama și frumos? De bună ziua! Avem pijamale frumoase de la Bica, da? Pijamăluțele astea le-a primit de la bunica. De la bunica, mama mea. Primește foarte multe de la toată lumea, de la toate bunicuțele, bunici, bunice, bunicuțe. Și se fac toate mofturile, de aceea și acasă a început să fie așa, să ceară să stea în brațe. Dar e un copil cu minte, per total. Încă avem muci. Ceea ce nu mă încântă, pentru că cred că s-a săturat și ea de siropele și alte minuni și m-am săturat și eu. Și marți, pe 31, am avea serbarea de 1 iunie și vreau musai să meargă și nu știu, o să vedem. Sper să reușesc să o duc măcar la serbare, să-i mai treacă peste weekend puțin năsucul. Am vorbit ieri cu medicul și ne-a mai dat un siropel care să o ajute să se vindece mai repejor. Tare mă gândesc că e totuși pe fond alergic, pentru că nu are nimic altceva. Respiră și bine, adică nu aud respirând greu, noaptea doarme foarte bine. Da, cam așa se filmează cu asta mică care se aruncă efectiv peste mine, mi-a dat niște picioare în cap azi noapte. Da, cred că o să încheiem totuși aici acest daily vlog, pentru că o să fie destul de lunguț. Vreau să reușesc să-l și prelucrez înainte să plec la muncă, pentru că la 12:30, așa cum ziceam, trebuie să fiu în oraș, chiar mai repede, pentru că trebuie să plec pe la mama mea să iau un cocoș sau cocoș și o să-l duc la țară la socrii mei, pentru că eu nu am unde să țin deocamdată găini. Bun. Cam asta este. Ăsta este daily vlogul. Sper că v-a plăcut și noi ne auzim la și mai multă pălăvrăgeală în daily vlogul următor, dar ne auzim cu siguranță și luni la orele 16. V-am pupat, să aveți un weekend frumos, călduros. Așa vrem și noi să avem. Avem și o aniversare peste weekend, așa că nu rămâne decât să ne reauzim la o bârfă mică următoarea următoarea vinere și până atunci ne revedem luni, mă repet, cu riscul de a mă repeta cu clipul și in. Dacă vă plac clipurile mele, dacă vă plac ceea ce postez, nu uitați să dați like acestui clip și să vă abonați la acest canal. Până atunci, dragii mei, un weekend frumos, plin de soare sau măcar de, nu știu, liniște și petrecere frumoasă în familie. Vă pup, să aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!